Obiectiv la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip surpriză, atât pentru mine cât și pentru voi. Este vorba despre un clip în care vă arăt ce premiu am câștigat eu, pentru că da, am câștigat recent un concurs organizat de Ana Maria Tătucu, Beauty Barometer, aici pe YouTube și pe blog. Ea a făcut acum ceva timp un concurs pe blog. Eu trebuie să recunosc că am fost un pic reticentă la început, pentru că mă scriu foarte rar la concursuri, din vari motive, nu știu, uneori am impresia că nu vreau să zică lumea că câștig pentru că cunosc anumite persoane sau iau totuși pe asta, iar se înscrie, iar câștigă, ceva de genul ăsta. Deși știu că oamenii mulțumiți o să fie mereu, doar că de data asta chiar mi-am dorit produsele, chiar au fost chiar produse care mi-au super captat atenția și când am văzut e-mailul de la Ani, pe care mi l-a trimis chiar ieri, pentru că ieri am aflat și azi am și primit coletul, când l-am primit am fost așa gen, a, Dumnezeu, când l-am câștigat, am câștigat, am fost foarte, foarte fericită. Și haideți să nu mă mai lungesc, Ani a fost super, super drăguță și super rapidă, deci chiar nu mă așteptam să se miște atât de repede. Și haideți să nu mă mai lungesc, asta este coletul. Am desfăcut doar ca să nu mai foșnă eu pe aici. Și primul produs pe care îl văd este un portfar. Hai să-l deschidem, știu că e de la Bioderma. Wow. Vai cât de frumos e! Oh my god! Și înăuntru este albastru, scrie pe el Bioderma. Foarte frumos, deci îmi place la nebunie. Și cred că o să mă cam bat cu mama pe el, nu știu ce presimt. Ok. Am aici ceva de la Ama Pigments. Oh my god! Ani chiar mi-a zis că o să mai pună ceva în plus aici. Și wow! Câți pigmenti sunt! Oh my god! Hai să deschidem unul. Deci așa arată pigmenții. Am auzit de brandul ăsta, Ama Pigments, și chiar eram super curioasă cum sunt, dar stați că sunt sunt sigilați. Nu știu cum să-i deschid. Sunt extrem de mulți, deci o să iau așa un pic în mână. Oricum, o să mă joc cu ei pentru că wow, deci uitați-vă cât de frumos e ăsta, move-ul ăsta, deci nu știu dacă l-observați. Wow, wow, stai așa. Sunt foarte mulți. Deci, unul. Wow, deci uitați cât de frumos e ăsta. Oh my god. Uitați-vă și la ăsta cât de frumos e. Deci, aș vrea să stau să viară pe fiecare în parte, să-i desfacem împreună, dar asta cred că ar însemna să fac un clip de o oră. Haideți să-i număr, totuși sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cred? 15 sau 16? Wow, Ani! Wow! Și mai avem aici un parfumel, Joy Dior, wow! De-abia aștept, nu știu cum miroase, chiar sunt curioasă. O să-l testăm. Ok, hai să vedem. Avem aici de la Laneige. Oh my god, nu am nimic de la Laneige. Hydro Pen. Hai să vedem. Wow, cât de șmecher. Oh my god. Da, sunt foarte entuziasmată. Hai să vedem, ce zic e aici. Water Bank. Trebuie friendly pen with double the cushion. Remove cap and click the base to dispense. Wow, e o chestie super mega hidratantă. Wow, super, super, super. Apoi, de la Jaya, o mostră de Nourishing Night Cream. Super. Și mai este una, Manuka 3 Purifying Deep Cleansing Peeling Past. Asta o să fie una, acum mai ales că tenul meu vara se îngrașă super nașpa. Apoi, deci nu cred că mi-ai pus ceva de la Sensai, deci oh my god, Sensai Silky Purifying Cleansing Milk, deci ai mai terminat. Știu că Sensai, wow, deci uitați ce voi, cât de frumos arată, oh my god, produsele Sensai sunt foarte, foarte scumpe și știu că ea mai folosește așa din când în când și wow,
Aici ce avem? Gerovital Equilibrium. Haideți să vi le arăt. Cred că le-am văzut și la ea în clip, dacă nu mă înșel. Oh my god. Deci, produsele astea sunt de la Pixi, Maria Maquillage se numește, cred că gama, și asta este lanța Posh Nude și asta este un fard de ploape în nuanța Starry Night. Și nu m-am dat cu nimic pe buze pentru că am vrut să încerc produsul ăsta. O să-l încerc și pe mână pentru că de ce nu? Miroase interesant. Vai, ce nude frumos! Doamne! O să mă dau și cu el pe buze. Și mai avem chestia asta care mi se pare wow! Wow! Trebuie să încerc cu machiaj cu chestiile astea. Neapărat! Neapărat! De fapt, știți ce? Dacă tot am promis că o să mă dau cu rujul, o să mă dau cu rujul. Chiar acum. Hai să vedem. Eu zic că se potrivește cu, cu machiajul meu de azi. Am mai încercat produse Pixi pentru buze, dar nu ruj lichid. Ia să vedem cum e. Vai, cât de frumoasă e nuanța. Și mi se pare că se potrivește perfect cu, cu machiajul și cu... Nu știu, cred că e gen nude-ul perfect pentru mine. Ca să numesc așa. Apoi aici avem un fond de ten de la Radiant Natural Fix All Day Matte în nuanța 00 alabaster? Habar n-am. Wow! Sunt curioasă cum e nuanța. Oricum, chiar dacă nuanța nu mi-ar fi bună, să știi că am acele picături de deschidere, așa că putea să fie și cea mai închisă nuanță, că nu era nicio problemă. Nu este cu foarte mult. Dar e un pic închis, dar nu e problemă. Stai fără grijă, că ți-am zis, eu am acele picături de deschidere și ne descurcăm. Pilă. Nu mai știu să vorbesc. O pilă de la Essence. Ok. Gene de la Ardell. N-am încercat niciodată gene de la Ardell și chiar sunt mega, mega curioasă. Abia aștept să fac un machiaj cu ele. Deci nu vine să cred. Mi-a pus ambele seturi. Cât de tare! Oh my god! I'm so happy! Deci eu inițial când am văzut produsele astea două, am zis, parcă am văzut în concurs că era în alta cealaltă, că sunt două variante. Și acum văd că mi-a pus și cealaltă variantă, deci Ani, deci n-am cuvinte să-ți mulțumesc, nici eu știu, nu reușesc să deschid produsele, dar hai că văd eu cumva. Ah, ok. Vai, uitați-vă ce nuanță frumoasă. Îi facem și la asta swatch pentru că nu se poate. Ia să vedem. Wow, asta o să meargă acum vara. Superbă nuanța. Mai puteam să fiu eu dacă nu dădeam pe jos? Uitați-vă cât de frumoasă este nuanța asta. Deci, wow! Wow, ce frumoasă e! Oh my god! Deci aș vrea să vedeți cum trebuie. Uitați-vă și voi. Deci n-ai cum să arăți în halul ăsta de bine. Adică o să folosesc fardul ăsta pe toată ploapa și o să arăt divin. Ok? Hai să vedem. Mai avem un perechi de gene. Astea sunt mai voluminoase. Astea sunt double wispies. Iar astea sunt black. Habana. Astea arată așa. Alea mi se par mai portabile, mai de zi, așa să zicem. Aici avem fondul de ten stick de la Cody. Nu știu dacă scrie pe undeva nuanța. Nu văd eu. Probabil de la emoții. Dar nu-i bai. Eu, într-un timp, mă obișnuisem foarte mult cu fondul stick. Mamă, ce frumos arată. Nuanța vanila este. Oh, da.
Așa arată. Îi fac și lui ăsta soci. Mirase frumos. Asta cred că e mai potrivit ca și nuanță. O să vedem oricum. Nu e problemă. Și mi-a mai pus, deci... Vai! Photoderm Nude Touch cu SPF 50. Deci... mai terminat. Wow, deci cât de frumos arată. Țin minte că l-am mai primit odată, doar că l-am făcut cadou, l-am dat cuiva. Nu mai fac swatch-ul ăsta, că sunt plină pe mâini. Ok, aici am Selu Cup. Sunt foarte curioasă de chestiuța asta, pentru că eu tot văzusem pe internet. Wow, ce tare e! O să vă țin la curent dacă funcționează în vreun fel. Știu că sunt destul de scumpicele. Așa că, da. Produsul care, nu știu, pentru care m-am înscris, practic, este acest Jasmine Oil Blend de la Pixi. Eram foarte curioasă să încerc, pentru că eu nu am testat niciun produs de skincare de la el. Și, ce tare, vine cu pipeta separat. Wow! Așa arată. Sunt curioasă de miros. Miroase frumos. Cred că trebuie să-i dau... nu mă pun acum, că sunt prea emoționată și nu vreau să le vorbesc pe aici. Dar de-abia aștept să văd cum o să fie. Pentru că știu că produsele Pixi sunt foarte, foarte iubite și cunoscute. Iar aici mai avem ceva. Un alt porfar. De la Maria Nilă. Cât de tare e și ăsta, oh my god. Care e și ăsta plin, oh my god. Deci avem așa. De la Forever Glow Ultra Intense Pigment. Wow, ce culoare. Și bate în atâtea nuanțe. Aici sunt acel, este gelul, de fapt nu e gel, e clear adhesive pentru gene. Și mă bucur foarte mult, tot de la Ardell, mă bucur foarte mult că am primit unul, pentru că trebuia să-mi cumpăr eu și nu știam pe care să-l cumpăr, așa. Ok, aici avem Pupart sau ceva genul, paleta de la Pupa și se reflectă în light-ul și o să... Hai să vedem cât de frumoasă arată. Superb. Foarte. Eu am o chestie să miros. Vine cu doi bureței. Bine, eu nu sunt fană bureței, dar astea sunt nuanțele. Ar fi interesant să fac un... Nu vreau să-mi bag mâna în ea, pentru că vreau să-i mai fac swatch-uri. Să-i fac poze, de fapt, pentru... pe blog. Aici am o chestie pe care, da, sunt foarte curioasă cum o să fie. Lavender Color Refresh. Este un... cum să-i zic eu... ca un fel de vopsea pentru... Wow! Wow! Cred că e ceva nuanțatoare. 100% vegană, fără paraben, fără sulfați. Zice... se folosește ca un fel de șampon. Ok, trebuie să mă mai uit eu, pentru că nu știu foarte bine care e faza cu el. Oricum o să vă țin la curent. Aici am de la... aici am două mânuși. Două disposable gloves. Ok, tot de la ei. Tot de la Maria Nilă, dacă nu mă înșel. Așa. Apoi, un fard de la Inglot. Creamy Pigment Eyeshadow. Ia să vedem noi ce nuanță ești. Nuanța Reunion. Nu știu cum să-l deschid. Wow, cât de frumoasă e nuanța. Oh my god. Superb. Superbă. Apoi, ăsta este un Inglot AMK Eyeliner. Și din câte am înțeles, este verde.
este un gel eyeliner. N-am mai folosit de foarte mult un gel eyeliner. Ca și dovadă, nici măcar nu știu pe unde să-l deschid. Mă bate rău ambalajul. Ah, ok. Ok, nu este... Dați să vedem ce zice. Nu știu ce nuanță iese. Să-l deschidem. E sigilat. Ah, wow! Ce nuanță interesantă! Nu e verde. Am crezut că e verde. Nu știu de ce am avut impresia că e verde. Foarte interesantă nuanța. Mă gândesc că îl pot folosi și gen ca bază pentru farduri. O să încerc. Și mai avem un fond de ten care este sigilat. O să-l păstrez așa momentan. Ultra Light Foundation de la Douglas. Ok. Asta era aici. Și mai avem ceva. Mai avem... șamponul concentrat de la Yves Rocher, care arată așa. Sunt curioasă cum miroase. Nu are un miros foarte pregnant. Oh. Pixi from head to toe. Nanța Wednesdays. Arată așa. Eu mai am unul. Dar nu știu că e chiar aceeași nuanță, să... Nu o să-i fac swatch momentan, ca să văd dacă e aceeași nuanță sau nu. Așa. Și mai avem un produs de la Lancaster. Sun Beauty Sublime Tan Velvet Milk cu SPF 30. Ia să-l vedem. Așa arată el. Și... asta este tot. Hai să ne uităm să văd, de fapt, să văd cum miroase. Că eu am o chestie cu mirositul. A, miroase frumos. Am luat un pic de mână, nu știu pe ce să mă dau, pentru că aici au rămas swatcherile astea superbe. Hai că o să dau pe cealaltă mână. Unde aveam fond de ten, nu contează. Miroase foarte bine. Oh my god, îmi place cum miroase. Da. Super, astea sunt toate produsele, sunt super mega fericită, mulțumesc foarte mult, Ani, deci sunt, da, entuziasmată, mă bucur foarte mult că am câștigat și că premiul a ajuns atât de repede la mine și de-abia aștept să mă bucur de produse și să fac un get ready with me cu ele, pentru că trebuie. Promit. Gata, ăsta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați o superbă! V-am pat! Pa!